falsificarea unor procese verbale încheiate cu semnături în fals ale membrilor noștri. Astea sunt prove despre care nu știam în momentul în care s-au închis urnele. Ele au venit ulterior. Ulterior, prin analizele făcute la nivelul întregii țări, noi am ajuns la concluzia că s-a ajuns la un nivel fără precedent al fraudelor electorale în România. Este deja un lucru care nu mai este punctual pe aici, pe acolo, cum s-a întâmplat din 1989 până acum. S-a ajuns la o adevărată știință a fraudării. Sunt specialiști pregătiți pentru a face acest lucru la toate partidele. Ca să fim bineînțeleși, deci nu spun. Deci în momentul ăsta lucrurile au evoluat atât de mult încât cred că este momentul, Curtea Constituțională poate să pună o bornă importantă în România, să dea un verdict care să răstoarne pentru totdeauna pofta unora de a mai frauda, indiferent în ce partid. Și atunci, o clasă politică corectă și oamenii care vor pătimi pentru treaba asta, indiferent de unde sunt, pentru că trebuie să ajungă în pușcărie, să nu mai aibă, cum să spun, curajul să falsifice niște lucruri cu care legea până acum de când ne amenință. Spune că lucruri foarte importante, penale, de închisoare, de toate alea, nimeni n-a fost pedepsit. A renumărat voturile într-un moment istoric pentru România, înseamnă să câștigăm 5 ani de zile. Altfel, vom relua discuția asta peste 5 ani sau peste 4 ani, dacă vreți, în 2012, la primele alegeri care vor avea loc la locale și veți vedea că n-am câștigat nimic. A pune o bornă acum cu toate riscurile care sunt, pentru că există un risc, țara este dată peste cap în momentul de față, dar ce să facem? Să nu mai semnalăm nivelul de fraudă la care am ajuns doar pentru că este riscul să se uite alții la noi urât? Iată, Rusia se uită către noi foarte urât, fără să aștepte validarea alegerilor. Care este problema că ar putea Curtea Constituțională să ia o decizie istorică, cum n-a mai luat niciuna până acum? Nici exit poll-urile n-au fost contrazise niciodată până acum și iată că s-a putut. După aia, cale de consecință, dacă probele pe care eu le-am văzut, o parte dintre ele, nu vorbesc despre ele, las judecătorii curții să se pronunțe. Plus că mai sunt și probe colaterale pe care curtea ar putea să le invoce, să le ceară în lămurirea situației. Hai să vedem dacă numărul declarațiilor pe propriu interes din secțiile speciale coincide cu numărul celor care au votat în secțiile speciale. O să vedeți ce diferență enormă este între cei care trebuiau să semneze declarații conform legii pe propria răspundere și numărul celor care au votat. Dar trebuie spus că Curtea Constituțională va face aceste verificări? Păi trebuie să ceară și lămuriri. Poate să apeleze Curtea ca să se lămurească într-o situație, poate să apeleze la probe suplimentare, să ceară lămuriri de la Ministerul Afacerilor Externe, de la cei să ceară listele de vot, poate să ceară desigilarea unor urne. Curtea poate să ceară orice pentru a se lămuri.